începând cu data de 1 iulie, s-a schimbat comandata grupului maritim constituit pentru misiunile desfășurate la mare în următoarele 6 luni, comandorul Ciprian Mandachi predând comanda grupării comandorului Adrian Dincă. Festivitatea de schimbare a comenzii a avut loc în portul militar Constanța în prezența conducerii flotei și a echipajelor navelor care fac parte din această grupare. Mulțumesc comandantului grupării și statului major care a fost constituit pentru eforturile depuse și modul cum s-a desfășurat activitatea în această jumătate de an, cum și-au îndeplinit misiunile, că au fost destul de complexe, iar rezultatele au dovedit o bună pregătire și o coeziune acestui stat major. Gruparea de forță constituită temporar pentru misiuni are rolul de a conduce toate exercițiile navelor care se vor desfășura pe mare în următoarele 6 luni.